președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Mariano Crișan, să pun lucrările acestei ședințe. Consiliul Județean a fost convocat astăzi, 26 iunie 2018, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 291 din 22 iunie 2018, îndeplinirea procedurilor privilegiate de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vrancea. Din poștă electronică v-au fost transmise spre analiză materialele aferente proiectelor de hotărâre puse astăzi în discuție. Din 33 de consilieri în funcție sunt prezent 28, deci ședința are formul necesar de sfășurare. Absenți sunt domnul președinte Mariano Crișan, doamna consilier Nina Stoica, domnul consilier Emilian Diaconu, domnul consilier Lungu Paul Andrei și domnul consilier Iepure Ciprian. Doamne și domnule consilier, întrucât doamna secretar a județului se află în concediu, procesul verbal la ședinței ordinare din data de 30 mai 2018 va fi supus aprobării în următoarea ședință ordinare a Consiliului Județean. Doamne și domnule consilier, în proiectul de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri. 1. Actualizarea monografiei economico-militare a județului Vrancea. 2. Aprobarea execuției bugetare a unității administrative teritoriale a județului Vrancea și a instituțiilor publice finanțate de venituri bugetului local, precum și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea finanțate parțial din venituri proprii încheiată la data de 31.03.2018. 3. Validarea unui membru din Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea. 4. Transformarea unor posturi în statul de funcție al Centrului Cultural Vrancea. 5. Transformarea unor posturi din statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. 6. Aprobarea organigramei și statul de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. 7. Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al județului Vrancea. 8. Neexercitarea dreptului de pensiune la vânzarea imobilului, monument istoric în casă, din orașul Foșan, strada Cernei, numărul 27, aflat în proprietatea domnilor Apostol Gabriel și Apostol Sorin. 9. Neexercitarea dreptului de pensiune la vânzarea imobilului, monument istoric în casă, Apostol, din orașul Mărășesc, strada Libertății, numărul 51, aflat în proprietatea domnului Apostol Alexandru și doamnelor Apostol Maria, Apostol Aurora Emilia și Java Elena. 10. Aprobarea planului de analiză și acoperirea riscului actualizat pe anul 2018. 11. Aprobarea acordului de parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, în vederea desfășurării unui program tip școală de vară, având ca temă amenajarea peisagistică Parcul Memoriei Naționale Stejarii României, 100 de ani de istorie și demnitate, Mândria. Doamne și domnule consilier, supun la vot proiectul în ordine de zi. Împotrivă, cu unanimitate, a fost aprobată organizarea ședinței de astăzi. Doamnă și domnul consilier, precizez că toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi de ședinței de astăzi pot fi dezbătute deoarece au fost primite rapoartele compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1, avem proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economică militare a județului Vrancea, dacă aveți observat. Da, domnul consilier Bostan. Aș ruga conducerea Consiliului Județean ca acest document, care este destul de voluminos, dar de o importanță mare pentru județul nostru, să fie analizat mai cu atenție, pentru că am observat cel puțin în două situații. Sunt cifre preluate, probabil, din documente mai vechi și care nu sunt actualizate. Din acest motiv, cred că ar trebui ca conducerea Consiliului Județean și Serviciile să dea mai mare atenție înainte ca documentul să ajungă în mapa Consiliului Județean și așteptăm ca la viitoarea hotărâre între aceleași subiect să datele conținute să fie de o acuratețe care se cere în astfel de situații. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă aveți alte observații, înțeleg că nu, să pun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Motivul dacă se abține cineva, cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 2 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a unității administrative teritoriale de județul Vrancea și a instituțiilor publice finanțate din veniturile bugetului local, precum și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea finanțate parțial din venituri proprii încheiate în data de 31.03.2018. Dacă aveți observații? Da, domnul consilier Lumpăș de Crățu. Domnule președinte de ședință, la capitolul cheltuieli de dezvoltare. Programului de management al deșeurilor i-a fost alocată suma de
13.261.000, din care s-au executat 624.988. Din punctul meu de vedere, vorbind, nu este rău, dar aceasta este teorie. Practic, ne puteți spune, ținând cont de importanța acestui proiect de management al deșeurilor, când va fi gata? Mulțumesc, domnule consilier. Vă rog, domnule director, domnule Iordache, să ne dați câteva detalii. Domnule președinte, domnule președinte de ședință, precizez faptul că proiectul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Vrancea este pe finalizare. Cele 11 contracte sunt realizate în procent de 95%, ultimul contract fiind cel de construire puncte de colectare, 598 de puncte în localitățile rurale ale județului Vrancea. Acest contract s-a emis ordin de începere. În 16 localități sunt realizate punctele de colectare. Urmează ca în perioada de 6 luni să fie finalizate cele la alte puncte de colectare. În paralel cu această acțiune se realizează elaborarea documentației pentru organizarea procedurii de atribuire pentru delegarea operatorului la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Haret. Ce înseamnă colectarea deșeurilor din localitățile județului Vrancea este apanajul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, care trebuie să organizeze procedura de achiziție publică pentru desemnarea operatorului în vederea colectării. Nu putem la această dată estima un termen fix când se vor termina aceste proceduri, pentru că legislația este cea care o știți. Am precizat faptul că ultimul contract se va încheia în perioada următoare, respectiv la 6 luni calendaristice, și procedurile, cele două proceduri de atribuire, dacă se va prezenta un singur operator, probabil se vor încheia într-o perioadă scurtă de timp. Dacă se vor prezenta mai mulți operatori și vor mai fi și contestații, vom vedea. Deci nu putem avansa termene fixe la această dată. Mulțumesc, domnule director. Dacă mai sunt observații, da, domnul consilier de Nimia. La capitolul 2, cheltuieli de dezvoltare, programul văzurire terenului de grad 519.000 lei, realizat 0 în primele 3 luni. Cum estimează direcția de specialitate că ne vom mișca, să zic așa, la acest capitol? Mulțumesc, domnule consilier. Domnul director Săcăluș. Ce pot să vă informez este faptul că cele 519.000 vizează împădurirea pentru înlocuirea suprafeței care a fost defrișată în câmpul Petrești. Noi am primit avizele și documentațiile până în primăvara aceasta și am avut surpriza ca în locația în care urmează, am primit avizele respectiv în zona Vulturu Vadoroșca, suprafețele respective să fie sub protecția în ceea ce privește domnule director, deci în toată perioada de până acum, în începutul anului, s-au pregătit documentele pentru vederea plantării documentațiile sunt și am găsit... Avem absolut toate documentele pregătite pentru această etapă. Sunt și suntem în fază de a opti. Chiar noi avem întâlnire cu reprezentanții Inspecției Teritoriale Silvice. Mulțumesc, domnule director. Începe să-mi dea o explicație și nu a dus-o până la capăt. Înțeleg că sunt probleme vulturi, valuri, scara. De ce natură sunt acele probleme? Nu-i terenul bun. Există probleme în natură juridică. Sigur. Domnul vicepreședinte, cel mare, vă rog. Dați-mi voi, domnule președinte, să președință să explică. Deci, pe aria vulturi, valuri, scara nu se poate planta, datorită faptului că, și doamna a dat să știe foarte bine, sunt acele puțuri de la adopțiunea de apă. În zonă protejată. Este zonă protejată.
Dacă vă aduceți aminte, am cerut încă 40 de hectare de la Mărășești, la OAT Mărășești, pentru această suprafață. Singura dispută, să zicem așa, sau neînțelegere deocamdată, este că cei de la ICAS București, odată ne-au dat, datorită solului, datorită componenței solului de la Mărășești, odată ne-au spus că trebuie să plantăm în compensare pentru 2,5 hectare de la Crân, 11 hectare, odată 36 de hectare, iar acum 59. I-am convocat pentru vineri, la ora 10, pe toți cei care ne pot da lămuririle și, în același timp, să dea și dispozițiile respective, în așa fel încât să știm exact ce suprafață vom planta. Am reușit. În continuarea Parcului Memoriei Naționale. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă mai aveți alte observații? Da, domnul consilier Constantin. Dincolo de aspectele subliniate de colegii mei și a fost o referire la sumele de la capitolul dezvoltare, putem caracteriza că nu numai în privința celor invocate mai înainte, dar în general, cifrele prevăzute la bugetul de dezvoltare sunt cumva dezamăgitoare pentru județul nostru. Grupul consilierilor nu poate aplauda cifrele din execuția bugetară la sfârșitul martie, după cum nu am votat și nu am împărtășit bugetul în faza lui inițială, mai ales că amendamentele și contribuțiile noastre nu au fost luate nici măcar în discuție, ne mai vorbim de o dezbatere sens. Pentru acest motiv ne vom abține să votăm, deși ar fi fost poate un vot formal pentru acest proiect de hotărâre. Și așteptăm în privința aspectelor reclamate mai devreme de colegii mei, mai ales de domnul consilier Crețu, în privința programului, în privința sistemului integrat de management al deșeurilor, s-ar impune o comunicare permanentă și consistentă cu primăriile din județ, pentru că sunt foarte mulți primari care nu cunosc situația sistemului integrat de management al deșeurilor și sunt cumva într-o situație care nu ar trebui să fie, pentru că au și dânsi niște planuri de făcut și este destul de greu pentru o primărie să-și gestioneze o problemă atât de sensibilă cum este cea a deșeurilor, neavând o reprezentare a termenilor când sistemul va funcționa. Ceea ce s-a cerut mai înainte nu a fost o dată care să constituie neapărat un angajament al conducerii Consiliului Județean prefiind data. Înțelegem că sunt multe necunoscute în față, dar niște aprecieri mai apropiate de realitate ar trebui totuși făcute. Și poate că suntem datori cu aceste precizări. Mulțumesc, domnule consilier. Da, vă rog, domnul vicepreședinte. Domnule vicepreședinte, în respect cu domnul consilier Bostan, dar vreau să dau niște explicații pertinente. Pentru că nu sunteți în cunoștință de cauză. Domnul Iordache a spus, v-a dat o explicație. Îl corectez un pic, pentru că s-au mai făcut două zile cu București, sunt 19 localități unde s-a terminat construcția punctelor de colectare. Deci restul, restul punctelor sunt în execuție. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră că nu sunt în cunoștință primarii, nu sunt poate cei care n-au vrut să vină niciodată. Mai aproape lunar avem ședințe ale Asociației Francea Curată, la care participă, la care sunt invitați și participă toți primarii din județ. Nu contează de ce culoare politică sunt. Și au aflat că suntem în, așa cum a spus și dumneavoastră, suntem în grafic, să spun așa, chiar dacă am avut niște întârzieri, dar suntem în grafic cu acest sistem de management al deșeurilor și că încă un an de zile avem posibilitatea, avem acceptul celor de la Tracon în Brăila, să ducem deșeurile acolo. Dar noi sperăm ca să terminăm mult mai repede. Așa cum v-a spus și domnul Iordache, în ține de legislație. Da, așa cum știți, s-a mai modificat legislația privind achizițiile și poate cei care vor veni vor fi serioși și nu vor veni așa de dragul de a veni, a participa la licitație și după care, după 3 zile, se conteste. Că știți că e un prag, apoi trebuie să plătească de niște bani, să depun o garanție și nu cred că își mai permite nimeni să cheltui niște bani aici sau să-i depoziteze acolo. Deci, primarii sunt în cunoștință de cauză ceea ce se întâmplă de fiecare dată cu
Colectarea de șiruri. Care nu vor sau care nu pricep, normal că nu sunt în cunoștință de cauză. Cer scuze pentru cei care spun că nu pricep. Hai să știu. Sau care nu vor să siguranță. Da. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă mai aveți alte observații, înțeleg că nu sub urmă văd proiectul de hotărâre a amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu majoritatea proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 3, avem proiectul de hotărâre privind validarea unui membru în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea. Având în vedere că doamna Bola Monica nu mai este salariată în instituție, Centrul Cultural Vrancea propune validarea domnului Boșor Toni Laurențiu, reprezentant al secției pentru cercetarea, conservarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea. Propunerea de validare a domnului Boșor Toni Laurențiu a fost avizată în ședința Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Vrancea din 11.06.2018, prin hotărârea numărul 24 din 2018. Consiliul Județean Vrancea urmează să valideze această propunere. Secretariatul Tehnic a procedat la turnirea buletinului de vot. În urmare, rog Comisia de Validare să-și intre în atribuții. Da, nu. Facem acum că... Da? Thank you.
Domnule Bogdanu, vreau să dați și ție procesul de evaluare a comisiei cu referire la rezultatul votului secretei exprimat pentru proiectul de hotărâre privind validarea unui membru în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Mancea. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezent la vot 28. Domnul Bostan, vă rog să fiți acest. Suspendăm ședința. Numărul membrilor de validat 1. Voturi valabile exprimate 98, voturi gole 0. Domnul Boștioc, Toni Laurențiu, voturi pentru 28, împotrivă 0. Comisia de validare declară că a fost validat ca membru Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Franța, domnul Boștioc, Toni Laurențiu, cu 24 de voturi pentru, din totalul de 28 voturi valabile exprimate. Semnează membrii comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere rezultatul votului secretei estimat, supun votul deschis proiectul de hotărâre privind validarea unui membru în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Franța. Cine este pentru? Potriva se atinge cineva, unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al Centrului Cultural Franța. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Potriva, dacă se abține cineva. Unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Franța. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Amintiți cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea planului și statului de funcție pentru serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Franța. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Amintiți cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 avem proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al județului Franța. Dacă aveți observații, da, domnul președinte, vă rog. Domnule președinte, ședință, stimați colegi, situația în care ne regăsim să votăm acest proiect de hotărâre ar trebui să nu se mai regăsească în viitor. În sensul că trebuie să facem niște corecții pe niște situații care sunt eronate, dar acele erori nu sunt de azi de ieri, ci se vede treaba că sunt mai vechi. Și nu neapărat au fost descoperite de aparatul propriu al Consiliului Județean, ci ne pomenim cu aceste situații când suprafețele, obiectivele respective fac obiectul unor proiecte care urmează a fi finanțate și acolo evident că este un filtru mult mai strict. În această situație solicit conducerii Consiliului Județean să ia toate măsurile de cuviință pentru că aceste erori, și sunt sigur că mai sunt, să fie corectate în timp util. Pentru că atunci când ne găsim în situația unor proiecte, mai ales cele cu finanțare europeană, să nu fim în pericol de a întârzia proiecte sau de a fi respinse sau de a avea dificultăți cu termenele exact din astfel de motive pentru neglijențe care au fost făcute de-a lungul timpului. De fapt, nici nu mi s-a explicat foarte clar la stadion cum a fost depistată această situație. Am văzut dincolo la spital cum consultantul, când a topit anumite situații, a descoperit neconcordanțele. Mulțumesc, domnule consilier. Domnule Nimia, vă rog. Nu avem nicio garanție, considerăm noi, că măsurătoarea care s-a făcut acum este reală. Poate peste 5 ani vine altă firmă și spune măsurătoarea a doua a fost făcută modernat. Dacă prima măsurătoare este făcută corectă, eu aș fi dorit de la firma care a realizat această măsurătoare măcar să precizeze dacă a folosit un sistem modern, GPS, de ultimă oră. Că, în general, se întâmplă astfel de situații. În general, apar diferențe de măsurători pe rând despre acest teren, pe chestiuni de tehnologie, în ultimă oră, să spunem așa. Numai așa să da. Dacă se fac așa sau făcut așa, nu e regulă. Dar nu s-a precizat aici. Firma care a realizat măsurătoarea, această ultimă măsurătoare, nu a precizat tehnologia. Tot ceea ce trebuie să nu, știți ce se întâmplă? Peste 3 ani,
patru ani, cinci ani. Poate găsește altă firmă, o altă suprafață acolo. Măcar să știm ce tehnologii folosesc. Nu sunt chestii care țin de domeniul tehnic. Noi nu suntem tehnicieni sau specialiști. Nu suntem specialiști. Pare un subiect hilar, dar nu este. Pentru că există astfel de situații. Ne trezim că pierdem timp, pierdem bani, poate pierdem finanțări, pierdem proiecte, din cauze de acest pentru că noi nu suntem specialiști, dar măsurătoarea asta a fost făcută de specialiști în comparație cu aia când la conducerea primăriei Focșani era un primar liberal și care a dat din terenul stadionului domnului Roșca să construiască acel vartal de blocuri acolo. Și a făcut măsurătoarea acel primar? Probabil că trebuia să ceară, să o facă. Să o facă, nu? Cu tehnologie modernă, o fi făcut-o cu compasul. Domnul Păsărie, a făcut-o cu compasul. Dar acum e tehnologie modernă. Și acum am constatat că din terenul stadionului Tineretului, drumul care s-a construit atunci, acolo, calea de acces, a fost luată din terenul stadionului. Și acum trebuia să ne ducem până în scara blocului. Și atunci am zis, dom'le, cred că suntem oameni cerebrali, nu putem să cerim ca stadionul să construiască până în scara blocului. Haideți să dăm o hotărâre de Consiliul Județean, că așa prevede legea, prin care să diminuăm acea suprafață cu 1.709 metri, nu? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Da, domnul vicepreședinte, vă rog. Dacă tot au zâmbit unii colegi la intervenția mea, aș spune că domnul cel mare mai avea puțin și spunea exagerat puțin. Când am dat gol în meciul de acum 10 ani din cauza măsurătorilor diferite și a fost suprafața mai mică și s-a făcut. Eu vorbeam de măsurători diferite. Nu cu ea avea terenul. Ce să fac acolo? Domnul Roșca a fost suprafața. Ce legătură are asta? Domnul consilier Bostan a spus mai înainte un pic că încă nu s-a explicat foarte bine ce e cu terenul ăsta. De ce se diminuează patrimoniul nostru. Iar mulțumesc. Oricum, raportat la măsurătorile care sunt acum, înseamnă că sunt autorizate, sunt acreditate, sunt de ultimă generație și asta este ce va fi peste 25-40 de ani. Probabil o să avem altă tehnologie și cu siguranță le vom actualiza și atunci. Vă rog, domnul consilier Costa. Dacă mă văd, nevoit să fac niște precizări. Nu am pus aceste întrebări ca să ne amuzăm în ședință de Consiliu Județean. Și nici nu am văzut pe acolo când s-a amuzat foarte okay. E o chestiune foarte simplă. Noi trebuie să fim proactivi și câtă vreme aceste bunuri sunt în inventarul Consiliului Județean, este responsabilitatea Consiliului Județean ca ele să fie prezente în inventar în situații reale și să descrie exact situația lor. Adică să nu mai ajungă, să nu mai avem în mod intempestiv astfel de hotărâri. Lucrurile pot fi corectate pe parcurs și sunt sigur că conducerea Consiliului Județean va ști ce are de făcut. Eu doar am atras atenția și să se dea prioritate eventualor verificări acelor terenuri, clădiri, bunuri și așa mai departe, care urmează să facă obiectul proiectelor sau care ar putea să facă față în viitor. Prioritizând lucruri, sunt convins că se pot rezolva în timp util. Nu altceva am vrut să subliniez, dar aș vrea ca situația aceasta să fie tratată cu seriozitate, cu serios inventarul și patrimoniul Consiliului Județean. Mulțumesc, domnule consilier. Doamne și domnule consilier, supun la vă proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Până în stadia proiectului hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 avem proiectul de hotărâre privind neagitarea dreptului de pensiune la vânzarea din imobilului Monument Istoric Casă din orașul Focșani, strada Gerii numărul 27, aflat în proprietatea domnului Apostol Gabriel și Apostol Sorin, dacă aveți observații. Înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc, cu unanimitate de proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 avem proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului teren Monument Istoric Casa Apostol din orașul Odovești, strada Libertății numărul 51, aflat în proprietatea domnului Apostol Alexandru și a doamnelor Apostol Maria, Apostol Aurora Emilia și Jaba Elena. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre pentru cine este pentru, împotrivă dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 avem proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de analiză și apropierea riscurilor actualizat pe anul 2018. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun la proiectul de vădere a amintirii. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de vădere a fost adoptat. La punctul 11 avem proiectul de vădere privind aprobarea acordului de parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București, în vederea desfășurării unui an tip școală de vară, având ca temă amenajarea peisagistică Parcul Memoriei Naționale Stejarii României, 100 de ani de istorie și de vitate în România. Dacă aveți observații? Da, domnul consilier, vă rog. În primul rând vreau să salut acest proiect. Mi se pare o idee excelentă, numai că termenii de acolo mi s-au părut mie cel puțin destul de strânse. Adică, în doar câteva zile, se pare că se face și o jurizare a proiectelor și timpul în care sunt elaborate, mi se pare destul de scurt. Nu știu dacă mai este timp acum să mai propunem un amendament, să întinde pe o perioadă mai lungă de timp acest proiect, ca acele proiecte premiate și luate în considerare să aibă autorii lor răgazul necesar pentru o elaborare așa cum poate că și-ar dori dânșii. Dar am văzut că totuși ne grăbim și sunt niște termene acolo, suntem condiționați de alte termene, dar aș ruga conducerea Consiliului Județean să ia în considerare această propunere, adică să lăsăm răgazul celor care sunt creatori și au ideile, să le sintetizeze suficient de bine ca noi să beneficiem de cea mai bună soluție în final. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul vicepreședinte, vreau cea mai bună. Consilier, voi să intervenim iarăși. Deci dacă e un termen mai larg, suntem împotrivă, că de ce e larg? Dacă e prea scurt, de ce e prea scurt? Adică niciodată nu e bine. Când e pe stânga, de ce nu e pe dreapta? Adică de ce e viața? Deci vreau să vă spun că știu foarte bine ceea ce vrea să fac acolo. Cel mai mare specialist, cel mai bun specialist, șefa Catedrei de Peisagistică din Universitatea București, din Facultatea de Arhitectură, este conducătoarea acelui grup de studenți, da? Care va veni și va face acest proiect. Vor fi două, trei grupe de studenți care sunt la peisagistică și vor concura, să zicem așa, vor prezenta variante de proiect. Deci, mai bun decât șeful Catedrei de Peisagistică din România, nu cred că e altul. Le-a spus să fie niște specialiști. Ăsta este. Deci, cu el am zis. Acum, această doamnă profesor, doctor de peisagistică. Și nu s-a părut scurt. Nu, ei nu. El nu a propus. Înțelegeți? Da. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamne, domnul consilier, supun la vă proiectul de hotărâre a amintirii. Cine este pentru? Potrivă, că se abține cineva. Unanimitatea proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doamne, domnule consilier, depozitându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, declar închis lucrările la ședința ordinară a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 26 iunie 2018. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți o întrebare mică, domnule președinte, de ședință. Da, chiar vă mulțumesc dacă... Vreau să întreb dacă se poate, pentru că în ședința ordinară de săptămâni, domnul președinte a întrebat unde este consilierul locului. Și apoi să întreb același lucru, de ce nu a venit astăzi la ședință domnul președinte, colegul nostru, Marian Fișar. E ocupat cumva cu crearea unei noi majorități, pentru că știm că mâine va fi o moțiune de censură.